Salutare, dragi tovarăși, ce faceți? V-a fost doar de mine? Nu, nici mie de voi. Uh, am avut o perioadă în care m-a luvit depresia foarte rău și mulțumit acestui om care mi-a scris. Uh, m-a ajutat să trec peste, deci dacă nu-mi scria omul acesta, eu mă lăsam de YouTube și m-aș fi sinucis de mult. Hai că poate este scură și cine m-a scăpat de depresie. e bine, tipul acesta, mă bucur că în sfârșit a venit cineva să încerce să mă... să-mi aline durerea și văd că nu mai arată canalul. Ce căcat. Mai devreme a arătat canalul, văd că acum nu-l mai arată. În fine, mai devreme chiar arăta canalul, nu știu ce s-a întâmplat, mi a fi dat bloc între timp, o trebui să adaug la prieteni, deci chiar mi-a canalul la început, în fine, da. În caz că nu știți care este treaba, în caz că nu-l cunoașteți, puteți să căutați Freaky Boy Radu Felipe, o să găsiți o grămadă de clipuri de la Lospa, de la oricine. Da. Am făcut și un video după ce am fost într-una spamat cu mesaje de la diferite conturi care scriau că ce a făcut o spai minciună. A, 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 a. Și evident, văzând atâta spam, am zis, coaie, ce încearcă ăsta să vândă gogoși? Mai bine nu aducea vorba și gata. Și evident, acum îl cred și mai mult pe Lospa, când zice că ăsta e psihopat, devine cu 50 de, 60 de conturi și mă spamează iurea, căci că nu e adevărat. Băi, what the ce încerc să demonstreze așa? E ca și cum, uh, nu știu, Insist mai mult la o profesoară că tu chiar ți-ai uitat ca e tu acasă. Păi e clar că n-ai vrut tu să-ți faci tema și gata. Dar în fine, a făcut un video, roast o video wrestling și... Uh, da, a încercat el să fac un edit cu wrestling și o să... Arăt eu cum se face o treabă cu wrestling ca lumea, să vă citesc ce mi-a scris omul. Dacă ștergi acel videoclip de pe canal, o să-l șterg eu pe acesta, deci te rog frumos o video, le dai seama. Șterg eu un video cu vreo 2000 de vizionări din care probabil am putut să scoși și o bani un curtoși zecime de, de chiurtoși și ăsta șterge un video în care ce-a făcut? A luat un clip de la WWE pe care sigur a primit copyright. Deci te rog frumos, Ovidule, nu te lua după los, el a primit niște bani ca să mișceneze acele căcaturi, îți dai seama, Păși și dacă ți-a înșinat, de ce îmi zici mie asta? Fă tu clip în care să spui la oameni, vii să-mi spui mie, atât de important sunt, doar pentru că... Ce-am făcut? Am vorbit de două ori cu Lospa pe Discord când a intrat și el pe server, o voi și am intrat și eu, îți dai seama m-a hipnotizat, am devenit omul lui, domn, da, sunt mesagerul lui, ce naiba. În fine, și zic eu, bă, că tot ai adus vorba de wrestling. Ce înălțime și câte chile ai? Și asta i-am zis seara aproape de 10 când eu stăteam în pat că mi-era somn. Și, și mi-a scris omul meu, a uitați când mi-a scris, aveți chef să vă citesc tot ce aici? Hai că vă citesc. Nu am de prostii, șterge la sau nu. Nici eu n-am citit asta și am zis, să citesc acum cu voi, că n ai chef să citesc mai multe ori. Când o să ajung acasă, o să pot intra pe calculator. O să când o să ajung acasă, o să pot intra pe calculator. O să îți spun cât am. Chiar te rog frumos, dacă reușești să ștergi clipul. Îți sunt dator cu 10 beri. A, ah, mersi, da, nu, nu vreau. Am am, am și o bere, chiar dacă e cam băută, am, mai am, mai am o rezervă, nu-i nevoie. Încă n nu-i nevoie. Dacă locuiești în Sebeș, putem să ne întâlnim? Că eu vin toată ziua, nu, nu-mi mulțumesc Locuiesc în bunkerul meu Foarte izolat Nu Ești ultimul om că aș vrea să mă întâlnesc Stai liniștit. te rog să mă văd și eu cu o fată, mă văd cu tine Nu merzi nu stă la pare rău Mai e și pandemie sfac fac 500 cu o bere dacă Îmi trimiți, de ce nu? Cred că Permiți, a vrut să zic că nu trimiți Apropo mai am un canal unde fac uh, gaming. Deci da, nu înțeleg de ce naiba nu mai arată acum aia, dacă intru din nou așa acum, mi arată? Deci mi arăta canalul lui la Freaky Boy, nu știu cum, pe care e na. Și era cel frumos, să dai seama așa pus numele. În fine, așa. Eu îți recomand să ștergi acel videoclip pentru că în regulile YouTube iar eu mă pot duce mă pot Duce cu tine la tribunal. Că ce? Că am zis ceva acolo. Pff. Deja ai primi raport pentru text, înșelător și hărțuire. Nu, hai să vedem dacă am primit un e-mail. Și acum să vedeți e mailurile de, la matrimoniale.ro femei singure la 3 km de Hai să vedem. Ce avem pe aici? Stim că am cumpărat un joc, Call of Duty, nu știu ce, o extensie de la browser. Sper că se vede aici cât se vede. Ce avem? Niște copyright, bla 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 bla. Da, niște copyright și atât. Aia am primit ceva. Fan Shop 1923, model tricou. Și astea sunt, uite, din februarie. Da. Deci nu cred că am ceva pe care să fiu primit. Actualizare politicii, asta n-am. Da. Modificări un de YouTube. Bă, nu știu ce să zic, dar... Um, nu știu ce chestie zici tu că mi-ai dat, dar nu mi-ai dat nimic. Chiar nevoie să îmi trimit abonații pe canalul tău. Bă, înțeleg că am canalul destul de inactiv, dar asta nu înseamnă că o să mă îngropi. Frate, deci asta să trimiți abonații e o mare greșeală. Am mai pățit eu ceva de genul acum un an și ceva și am ieșit pe plus. Deși venea cu spam de dislike-uri, tot am ieșit eu pe plus. Deci... Și ăla avea ce să trimite, adică avea de 3-4 ori mai mult ca mine. Eu. Despre ce vorbim? Te poți spune că nu e adevărat și că nu sunt dovezi legătură cu los ala. Te rog frumos să-l ștergi și să spui că nu eu am fost. Ă, ce să zic? Nu cred că stă nimeni să facă 50 de conturi să mă spameze cu bă, vezi că los pe aminte, los să-mi spamez pe live-uri, că toată vara... Și toată toamna și tot anul trecut am tot primit spam de astea. În fiecare zi trebuia să banezi conturi de alea cu... Bă, nu e adevărat. Felipe nu este ce este. Ala, la, 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 la. Nu. Te rog, temnă cu prostiile astea. La care vezi că am oameni numele meu de pe conturi sunt niște băieți care au ceva cu mine. Zdai dai seama. Nu e ca și cum tu aveai deja zeci de conturi cu care îți comentai acolo. Bă, vă, recomand să vă uitați clipurile cu Lospa. Abonații lui, lumea lui Grim, nu știu, chiar nu știu. Care și el a pățit aceeași chestie cum o, pățe, cum o pățești tu. Anul trecut l-am prins când fura conținut de la un suedez. Zdai, dai seama. E singurul care a furat conținut N-au furat și alții din alte părți din Rusia și așa mai departe. <coughs> nu mai zic. Și eu am raportat la YouTube și YouTube a sesizat că Grim fură conținut, așa că i-au șters canalul și... Şi... Deci din nou, nu știu cine e ăla, deci degeaba am zici. Și pentru că mai ales spune minciuni despre mine fără dovezi. Păi, nu știu ce să zic, dar mi-au trimis niște abonați că sunt clipuri cu tine pe Pornhub. Gen cum e la care zice, a, Mihaela, mă frec pentru tine ceva, de ce nu faci și tu? Și era vocea ta acolo, deci, nu știu ce să zic. Deci nu faci aceeași greșeală ca și Grim. Ce greșeală am făcut? Că nici băcar nu ți-am ți luat vreo, vreun filmule sau ceva. Abonații mei sunt niște prieteni experți în YouTube. Dacă ai conturile de mai mult de 8 ani, ai prioritate pe platformă în acest sens. Îți dai seaba. Băi, am conturi pe YouTube mai vechi de atâta tip Și după cum se... De fapt, cred că și contul ăsta pe care l-am are 8 ani. 2000 cred că în 2013 am făcut contul ăsta, suntem în 2021, am și 8 ani. Deci, uh, și am, mai am conturi pe care mă uitam pe YouTube de dinainte de ăsta. Deci, stai al nu merge vrăja la asta. Păi asta înseamnă că, nu știu, unul care... Nu știu, a postat un clip acum 15 ani în care a căzut unul pe de banană, trebuie să aibă acum milion de abonați, sau să primească mai mulți bani. Cum vine asta? Nu înțeleg. Deci, tre deci dacă se apucă acum unul de YouTube, n-are nicio șansă, trebuie să aibă contul vechi de 8 ani? Sau cum? Unde am rămas? Că am fugit. Trebuie să înceapă un alt canal de... nu, no, pe aici. Diferite conturi, trecutul am prins, furau contul green, furau, adică și ok. Deci nu face așa, aici am rămas. E imediat, pot identifica și seziza acolo, ce există acolo. Păi ce am zis? Am zis ce a zis și los și uite, los n-a căzut. Oricum. Uh, te e mai bine să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic. Să nu mai dai mesaje la oameni pentru că tu singur îți faci mai rău. Hai să-ți povestesc încă o treabă cu Grim. Din nou, nu știu cine e Grim. Nu, eu l-am amenințat. Ci Silencer. Bă, parcă e Silencer, am auzit sau Silencer. Silencer fiind unul dintre hoții de identitate. The Silencer, Luigi și Denmo. Îți dai seama că pe nu știu. Ăștia sunt abonați fidera lui Grim. Ei, de fapt, mi-au creat toate conturile false Și au amenințat în numele meu, după aceea i-au arătat Lui Lospa și Grim și când eu am amenințat, iar ei, bineînțeles, au Moșcat-o și au zis că sunt în spatele conturilor um, nu știu ce să zic Încă mă gândează chestia asta că zici tu că dai de sau ceva genul, bă De ce Lospa n-a pățit nimic? acum pe bune. Zici tu atât, am dat exemple de oameni pe care nu știu. What the fuck? Și acum să fim serioși. Cu cât insiști mai mult, cu atât e mai rău. Eu în locul tău, m-aș duce la fiecare. Aș, aș pleca capul și-aș spune, bă, îmi pare că te-am spamat atâta. E treaba ta ce crezi, nu mai aduc subiectul și nu o să te mai spamezi și gata. Deci, eu mai am un copil toxic care îmi face spam de vreo 2 ani și mie, la canalul ascunsul, Galun Angulu, Halogen H, la mai mulți. Uh, toxic, dacă ați auzit de el sau așa mai departe, de făcea distrecuri la toată lumea și în fine. Deci, efectiv, copilul ăla cred că l-am blocat pe 300 de conturi. Că tot așa, vorbea Iurel, pur și simplu, făcea spam, se certa cu alții Iurea pe acolo și îi dădeam bani. După, uh, după, venea cu alcon și îmi zicea, băi, deblochează-mă, îi dădeam bloc, bă, deblochează-mă. i a dat bloc. Mi-a făcut distracție să deblochez. Bineînțeles că nu l-am deblocat. Odată a venit și a cerut scuze. Bă, par ce am făcut, nu mai fac asta. Bine, a început să cete iarăși cu toată lumea și pe Discord și pe acolo i-am dat bloc iarăși. Și a început iar să-și facă zeci de conturi și să zică, bă, deblochează, mă deblochează, mă pui, bei. Mi-a dat careva și FB-ul mai căsi și mi-au zis, bă, încearcă să vorbești cu măsa, dar nu știu ce rezolvi. Că oricum mă e cretină ca și el. Deci, da. Dar faza e că ăsta are cât dracu are 30 de ani sau 25. Cât dracu avea și el face în astea? nu e ok, cu coaie. nu e ok. Te să dai report acestui videoclip. Acesta e în care ziceam. Bă, chiar nu-mi pasă. înțezi nu-mi pasă. Eu văd de YouTube-ul meu. Tu vii și tu vii -și, și -mi invade spațiul. Îmi te bagi în comunitate la mine, îmi faci spam și astea. Sau dacă știai că aia sunt falși, de ce nu mai contacta după... Nu știu, în perioada în care se făceau spamuri, că tu sigur știi că se făceau spamuri, puteai să vii să-mi zici, băi, în caz că ai primit niște spamuri sau ceva, e, așa, nu știu ce, dar nu. Tu ai făcut spamurile. Vrăjel de astea sunt ca alea, că, de exemplu, când mi tu un copil, ce ai făcut? Ai mâncat dulciuri pe ascuns? Nu, n-am mâncat și nu ma ambalaje la el în buzunar. Pe cine crezi că păcălești? Aș putut să fac un video editat, dar am niciun chef. Oricum, mulțumesc pentru că mi-ai ținut de urât în dimineața asta. Am putut să trec peste impresii să am din nou chef să filmez. Deci clipul ăsta a fost făcut pe baza faptului că, că eu i-aș înțat. Bă, chiar nu pasă ce ai făcut cu alții. mi a pasă de spau pe care mi l-ai făcut. Locul... Sau fi antenă, băi! Uite -și tu cât de... De, ești. Nu te să fi zis, băi! Au venit unii cu niște conturi, nici scuze, nu mai loc lor că nu sunt eu ăla. Nu să încep cu... Deci nici măcar o scuză nu ți-ai cerut. Chiar numele lor Că uite, dacă vine, să zicem, nu tu de la mine și spamează pații și zic, bă, ce n-ai bai cu ăsta de vine? Bă, pare rău, dar n-am ce să fac cu el. O scuză să spui și tu că, știi, contează. Nu. Toți țipa nu că nu e adevărat și sunt nedreptățit. Băi, mai pleacă și tu capul uneori, nu mai sta cu nasul pe sus. Pe când, de fapt, Luigi Silencer uh, au fost în spatele conturilor care l-au mențat pe Grim, nu știu ce. Da, îți dai seama. Băi, eu nu știu să zic, dar... Eu am primit amenințări și în viața reală. Deci... Uh, nu știu ce să zic. O amenințare online depinde de om. Eu, dacă aș primi pe net într-un spam cu te strâng de gât, pff, mi se rupe. Eu am pățit irele asta. Înțelegi și la mine acasă, deci... Um, nu știu ce vrei să mă sperii. De zici că mai sus mă dă de casă sau ceva și băi cu de astea stai în sebeș. Hai mă, mălegi. De când asta am citit, ca să pic tot eu la vinovat. Păi da, cere scuze numele tău, numele lor atunci, că ți-au folosit numele. Măcar te puteai să spui, da, nu zici, nu, n-am fost eu, șterge clipul. Între timp, să șterge acel videoclip despre mine, pentru că în final, tot îți va fi videoclipul. Vii tu să mi ștergi? Între pentru prieten. Așa cum de ce că îi clipurile lui Lospa și despre... Băi, tu oricum, Prieten, tot așa pun prietenul tot spam mai acum un an sau ceva de genul pe galul, galul Nangu, galul YouTube. Cine l știe, el știe. Cine nu știe, aia e să-l caute. Tot așa îl Nici nu ești șters clipul. Și el ieși și mic în abonați, o mie și ceva. Iar adevărul tot va ieși la lumină. Stai. Zici că va ieși adevărul la lumină? Stai, unde butonul? Hai mă, hai. Să iasă adevărul. Hai că-l caut. Hai că-l caut acum. Hai, stinge-te. Așa. Ce mai? E trau lumina în ochi. Apropo, am un 90 și am slăbit la 96 de chile. Gata, te crezi pe WWE. 1,75, 120 de chile te fac. Eu sper între timp să șterge, să șterge acel videoclip să-ți dai seama că tot ce am spus este adevărat și am adus dovezi, dacă o luăm logic. Ce dovezi mi-ai adus? Doar că mi-ai spus tu că sunt minciuni? Băi, scrie-te în PSD sau în aur, te rog eu că ți-ar sta bine acolo. Tu ce dovezi ai adus despre acele acuzații despre mine? Niciuna. Păi, ce să zic? În primul rând, faci tu pe și mi mai făcut tu niște clipuri. Nu știu dacă mai sunt pe YouTube, stai că le caut. S-au mai lăsat niște comentarii, nu mai știu unde. În care tot așa Lasă mă făceai mai multe de feluri. Parte. Deci am făcut video asta când? A, nu trecut, când tot îmi veneau conturile astea. Stai să văd dacă mai găsesc contul. Hai să... Contul, comentariul tău, ia să dau pe cele mai recente. Cele 3 live de la Felipe. Ce cere rece, da. Oricum a venit și pe aici niște comburi, dar nu mai găsesc aici? Intro legendar. Da. Nu, no, da, ai lăsat un com, dar cred că l-ai șters. De mă facem mai multe feluri oricum. Nu îl mai găsesc. În fine. Oricum, mi avei niște dislike-uri. Probabil tot de la conturi de ale tale. În fine, nu știu, era unul care ce Ce bă, vii așa, nu știu ce. Și în general, cei care ziceau că l-o oameni că... Nu știu, îți care oricum nu se uită la mine. Înțelegi? Ai. Nu mai găsesc. Cred că știți. Mi-a lăsat un comentariu mai... Mai piperat, așa. Ai șters. Sau Freaky Boy să caut Freaky Boy. Poate găsesc clipul pe care mi l-ai mai făcut. Na, nu l mai găsesc. În fine, bai, ce să zic. Um, am ce să zic? Am ce sfat să ți dau să-ți fie util? A, ah, da. Um, nu mai scrie la nimeni. Simplu. Și o să vezi că o să uite lumea de tine și e mai bine așa. Tot ce răzdre cu scuze numele celor care zici că-ți au furat numele și l-au spus mai departe. E treaba ta ce faci. Dar te rog eu. Eu nu o să șterg nimic. Și sunt sigur că nu o să șteargă nimeni. Nu mai insista atata. Pleacă capul și gata. Hai. Uh, ce prea aveți despre tipul acesta? Chiar sunt curios. Vreau să lăsați un comentariu legat de, nu știu, ce prea aveți despre el. Dacă nu știți, puteți căuta diferite clipuri. Vă recomand ce de la Lospa, că sunt foarte documentate și au vorbit ce l-a vorbit, cum să spun, direct cu victimele, nu conturi, mesaje și atâta direct. S-au filmat ele și vorbeau. În fine, băi, v-am lăsat și ne auzim mai încolo cu update -uri. Oricum, mic anunț, că îmi ziceați unii la niște clipuri. Na! Am luat trepied. Acum o să putem filma clipuri ca lumea. Ce-au les.